Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Întrebarea de astăzi este ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Petru? În a doua sa epistolă, Petru scrie, Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Pentru că împăratul roman Nero a început să-și intensifice persecuțiile asupra credincioșilor, undeva în jurul anului 64, Petru a înțeles că este momentul pentru a lăsa câteva instrucțiuni credincioșilor despre cum să facă față încercărilor de foc. Așa că i-a dictat lui Silvan scrierea unei scrisori, unei epistole, o scriere care înregistra efectiv cuvintele lui Petru. Citind printre rânduri, poți desluși ușor imaginea unui credincios, care nu mai este pripit, impetuos, ci din potrivă, unul statornic, dedicat și ferm, tare în convingerile sale, precum o stâncă. Cu puțin timp înainte de executarea sa, Petru scrie din nou, el denunță învățăturile false care ridiculizau venirea Domnului Isus Hristos. De asemenea spune, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. El descria ceva ce urma să se întâmple cu mult dincolo de primul secol, astfel încât cei care au citit scrierea lui în acea perioadă nu își puteau imagina ce însemnau efectiv acele cuvinte. Fără niciun dubiu, în zilele de pe urmă, credincioșii care vor refuza să își compromită credința vor fi persecutați. Iar acest lucru se întâmplă deja astăzi în multe locuri de-a lungul pământului, și ele se vor intensifica pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul viacurilor, așa cum a descris Apostolul Petru. Dar cum își încheie Petru epistola intenționată să încurajeze și să îi întărească pe credincioși? El spune simplu: Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Petru nu a folosit vreo expresie de încheiere goală, dar plină de curtoazie, la tot ceea ce a scris. Ceea ce a spus descrie, fără niciun dubiu, calea pe care o urmase și el însuși, uneori o care dificilă, cu multe provocări. Dumnezeu a folosit greutățile pentru a produce un credincios, matur și curajos viteaz. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru creșterea spirituală care vine odată cu greutățile vieții. Unele lucruri le dobândim numai prin încercări de foc. Însă atunci când trecem prin foc, descoperim prezența lui Hristos care merge alături de noi. Însuși Fiul Dumnezeului Celui Viu este cu tine prin încercarea de foc. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!